Bună ziua, oameni buni, eu sunt Alex, iar acesta va fi primul meu episod din Minecraft. Să-i dăm drumul. Ce nume să punem noi? Hai să punem... Hai să pun numele skill-ului meu. Bun. Survival, da. Bun, nu ascultați că apare asta aici, dar așa vreau, așa îmi place mie să-mi apară. Ca să știu și cât filmez. Pentru că durata unui videoclip va fi de 10 minute, zic, un sfert de oră. Hai mă, mai repede. Așa, în sfârșit. Oh, frumos, într-o pădure de brazi. Hai mă, fără lag. Stați să încarc și mapa ca lumea. Bun. Haideți să vă prezint și skin-ul meu. Acesta. Bun, să-i dăm drumul. Pentru început vom colecta niște lemn. Acesta este lemn de molid. Deci n-am materializat într-o pădure de brazi, ci de molid. Bun. Eu zic că e de răspunde prima dată. Haideți să-l prelucrăm. Vedeți, da, unde l-am pus? În scânduri de molid. Ca să facem o masă de crafting, o masă de lucru, punem 4 scânduri, acoperind-o crafting-ul, și va ieși o masă de lucru. Bun, haide să vedem unde să punem noi. Eu zic să-mi fac într-o stâncă. Ce pe căsuța. Aoleo, dar ce mă disperă lagul acesta? Oricum, așa este primul videoclip. Până rezolv și problema cu bandicamul. Aolo, dar nu suport deloc lagul acesta. Eu zic ca asta să începe mai sus. Dar pot să o fac în stâncă. Zic eu. Sau nu? A, deja am găsit niște cărbune. Stai să fac niște bețe. Vedeți? Le-am pus. Punem două bețe pe mijloc. Iar primul rând îl umplem de scânduri. Bun. Ne-a ieșit un târnăcorp. Un pickex de lemn. Să luăm cărbunele. Așa. Prin al doilea, al treilea episod, voi filma cu niște colegi de clasă. Tot așa, episoade din Minecraft. Dacă vreți, vom face și prezentări de meeting sau filmării pe CS. Hai, mă, mai repede. Bun, sper să nu apară acest lag în videoclip. După aceea va trebui să îl fac din nou și din nou și din nou. Asta este a cincea oară când încerc să filmez. Prima dată n-am avut un program bun. După aceea acest program bandicam a trebuit să stau să-l descifrez. Nu știam cum să-l folosesc. Bun, aolo, ce lag infernal. Bun. O să mai luăm și cărbunele acesta. Va fi foarte folositor. Bun.
Așa, am mai găsit și pe aici niște cărbune. Va trebui să-l iau pe tot, pentru că nu o să mă mai întorc sau să stau să caut cărbune. În primele episoade voi încerca să-mi fac o casă. Nu, e mult mai repede că vine noaptea. Ah, ba nu. Mi s-a părut mie. Văd că avem destul de mult cărbune. Aproape un stack. Stack-ul are 64 de bucăți. Ah, stați puțin să iau și niște piatră ca să pot să fac un pickaxe de piatră, că văd că acesta se va termina. Gata, v-am spus. Să luăm masa de lucru. Pickaxe-ul de piatră se face la exact la fel ca cel de pământ. Adică toate uneltele se fac în crafting table, masa de lucru, și exact cu aceeași formă. Vedeți, acesta sparge mai repede. Mă scuzați că spun toate aceste detalii, dar pentru cei care sunt noi în Minecraft, care de-abia s-au apucat. Așa, spargem și masa de lucru. Ups. Aoleu, ce lag infernal. Stați să mai iau puțin lemn. Ca să pot face și un topor. Gata. Punem masa de lucru. Ups. Gata. Mai facem niște bețe. Uite, bețele le punem la fel pe mijloc. Și vom face un topor de piatră. Uitați cum se pun pietrele. Cobblestone. Așa. Eu zic să ne facem casa. Eu zic să mi-o fac. Ia, stai să văd cum este acest munte. Oh, interesant. A, uitați, am găsit și pe aici niște că. Scuzați greșelile pe care le mai spun, dar am așa puține emoții pentru că este primul meu episod, primul meu canal de YouTube. Oricum știu că voi primi niște comentarii foarte oribile. Dar asta e. Sper să le remediez cu timpul. Bun. Uite o cringe. Gata. Avem deja level 5, e bine. Am luat destul cărbune. Îl mai turnim pe acesta și după aceea plecăm la drum. Bun. Haideți. A, uitați, am găsit și două ouă. Ouăle puteți să le puneți pe bara de start, cum s-ar zice la Minecraft. Și când dați click dreapta, oul va fi aruncat, se va sparge și va ieși, dacă aveți noroc, va ieși un pui de găină. Am găsit acolo o peșteră, uitați-o. Haideți să mergem să o explorăm. Dacă nu, dacă este închisă, putem să ne așezăm acolo peste noapte. Și până în viitorul episod. Of, lagul acesta. Da, deci se pare că nu este. Stați puțin. Nu putem nici aici. Haideți să mai căutăm. Ah, iar am găsit.
Eu sunt